Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tată și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Veniți să ne închinăm lui Dumnezeu și să ne plecăm în fața Domnului, Creatorul nostru, căci El este Domnul, Dumnezeul nostru. Iubiți credincioși, introduși fiind în mod solemn de acest frumos introitus interpretat de corul nostru, cred că cu toții am fost introduși în atmosfera specifică prezenței Domnului, în atmosfera specifică întâlnirii noastre duminicale cu Domnul, care vrea să ne învețe prin cuvântul Său și vrea să ne se ofere ca hrană în Sfânta Euharistie, pentru ca participarea noastră să fie corespunzătoare, acum la început, recunoscându-ne limitele, recunoscând nimicnicia noastră, recunoscând păcatul din viața noastră, îi cerem Bunului Dumnezeu cu încredere iertare. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Kyrie, Kyrie,
binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Asupra familiei tale, păstrează-o sub ocrotirea ta, căci harul tău este singura ei speranță. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. În anul morții regelui Ozia, l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și ridicat, iar poalele mantiei lui umpleau templu. Serafim stăteau deasupra lui, fiecare avea câte 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau, strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot, plin este tot pământul de mărirea Lui. Se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna, iar casa s-a umplut de fum. Și am zis: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, iar ochii mei l-au văzut pe rege, pe Domnul Sabaot. Dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura și a zis: Iată, atingându-se acesta de buzele tale, vinovăția și păcatul tău sunt acoperite. Am auzit glasul Domnului zicând: Pe cine voi trimite și cine va merge pentru noi? Iar eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă pe mine. Cuvântul Domnului.
prostern în templul tău cel sfânt. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, v-am transmis în primul rând ceea ce am primit și eu. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost înmormântat și a înviat a treia zi după Scripturi și i s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați dintr-o dată, dintre care cei mai mulți au rămas până acum, iar unii dintre ei au murit. După aceea, i s-a arătat lui Iacob și apoi tuturor apostolilor, ultimului dintre toți, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Așadar, atât eu cât și ei, noi predicăm astfel, iar voi astfel ați crezut, cuvântul Domnului. Face pescari de oameni, spune Domnul. Aleluia, 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 aleluia.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, pe când mulțimea îl îmbulzea pe Iisus ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret, a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâți din ele, spălau năvoadele. Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat să o îndepărteze puțin de la mal. Așezându-se, învăța mulțimile din barcă. Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon, înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit. Răspunzând, Simon i-a spus, învățătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic, însă la cuvântul tău voi arunca năvoadele. Și făcând aceasta, au prins așa o mare mulțime de pești, încât li se rupeau năvoadele. Atunci au făcut semne însoțitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile, încât erau gata să se scufunde. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Iisus, spunând, îndepărtează-te de mine, căci sunt un om păcătos, Doamne. Pentru că îl cuprinsese teama de el și pe toți care erau cu el, pentru pescuirea pe care au făcut-o. La fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoțitorii lui Simon. Însă Iisus i-a spus lui Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe Iisus. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, iată-ne din nou dispuși să reîncărcăm bateriile sufletești la acest izvor de energie care este Mântuitorul. Duminica trecută îl contemplam în confruntarea cu ai săi în sinagoga din Nazaret, din satul natal, din localitatea natală, și am văzut disprețul concetățenilor săi dovedit prin acele cuvinte, de unde are el toate acestea, nu este el lemnarul. Atitudine, cuvinte care confirmă ceea ce avea să spună Mântuitorul, că un profet nu este bine primit decât în patria sa, în familia sa, la ai săi. Și evanghelistul spunea la sfârșitul Evangheliei că în încercarea acestora de a-l arunca în prăpastie, de pe buza prăpastiei pe care, unde se afla localitatea, el a trecut printre ei, prin mijlocul lor. O imagine care spune multe. Dumnezeu, atunci când este respins, trece prin mijlocul nostru și trecerea sa este dramatică, pentru că este fără rezultat. Se ciocnește de necredința noastră de cele mai multe ori. Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi
ne amintește de realitatea chemării. Dumnezeu cheamă, cheamă continuu, cheamă la viață, cheamă la colaborare cu planul Său, cheamă la apostolat. Și dacă vreți, putem vedea în cuvântul Său de astăzi prototipul unei chemări, dinamica unei astfel de chemări. Mai întâi de toate vedem maestatea divină care acceptă să întâlnească nimicnicia umană. Totuși are loc o astfel de întâlnire de grad zero, pentru că pentru Dumnezeu orice om are demnitate și merită această întâlnire. Și am văzut reflectată această imagine în prima lectură din cartea profetului Isaia, care redă tocmai viziunea pe care acesta a avut-o și cadrul unde are loc chemarea sa. Este de remarcat cum în prezența lui Dumnezeu omul se descoperă așa cum este, fără măști, fără farduri, fără cosmetizări inutile, ieftine, fără scuze. Și am văzut cum Dumnezeu vine în ajutorul neputinței, nimicniciei omului și îl purifică, îl înnobilează cu har și omul experimentează forța Divinului, începe să tremure, să se cutremure, dându-și seama de starea sa jalnică. Și apoi devine disponibil să colaboreze. Imediat ce heruvimul i-a purificat lui Isaia buzele cu acel cărbune aprins, luat cu cleștele din foc, apare disponibilitatea sa de a colabora cu Dumnezeu. Pe cine vom trimite? Iată-mă, trimite-mă pe mine, răspunde Isaia. Aceeași disponibilitate o vedem și în Evanghelie. Ne spune Evanghelistul la sfârșitul fragmentului de astăzi că cei care au experimentat forța divină în minunea pescuirii minunate, lăsându-L toate, apoi L-au urmat pe Mântuitorul. Personal nu sunt nici pe departe un bun pescar. Cu o frecvență de o dată la 10 ani am ocazia să fac o astfel de experiență. În ultima astfel de experiență am avut parte de o întâmplare care cred că se potrivește oarecum cu tema de astăzi. Știți, te chinui să prinzi acolo un peștișor. La un moment dat, după astfel de încercări fără rezultat, te descurajezi și aproape că îți vine să abandonezi. Și totuși, s-a întâmplat să văd la un moment dat la unul dintre tovarăși cum prindea în cârlig, într-un mod diferit, viermișorii. Am încercat la rândul și nu mică mi-a fost mirarea când am văzut că tehnica nouă dădea rezultate. O altă tehnică a dus la îmbunătățirea rezultatelor și, sigur, au fost pe măsură spre satisfacția celor care seara au mâncat din peștișorii prinși. Ne dăm seama câtă bucurie a fost în Apostolul Petru și în ceilalți pescari care o noapte întreagă s-au chinuit și n-au prins nimic, deși erau siguri că noaptea, conform experienței pe care au dobândit-o, este timpul cel mai potrivit pentru o bună captură. E bine, ne spune Evanghelia că nu, în noaptea aceea nu au prins nimic. Și totuși, iată prezența lui Iisus
a îmbunătățit rezultatele, a dat rezultate minunate. Prezența lui Iisus întotdeauna schimbă în mod radical lucrurile. Disponibilitatea în a-i asculta cuvântul și a face după cum cere, iată, creează întotdeauna primizele unei intervenții miraculoase. Doamne, îi spune Petru, toată noaptea ne-am chinuit, dar la cuvintele tale vom arunca din nou năvoadele. Și această ascultare, iată, a deschis drumul acțiunii divine. Și Dumnezeu întotdeauna, atunci când îi se permite, acționează în modul său specific, dumnezeiește, în mod surprinzător, minunat. Și trebuie să recunoaștem de asemenea că de cele mai multe ori Dumnezeu acționează în mod subtil, obișnuit, pe nesimțite, poate în banalitatea cotidianului nostru. Și atunci e nevoie de ochii credinței pentru a-L putea recunoaște, pentru a-I vedea acțiunea sa minunată în viața noastră. Nu de puține ori mi-a fost dat să aud oameni care mulțumeau lui Dumnezeu pentru minunile pe care le percep în viața lor, pentru tot ajutorul pe care îl primesc de la Dumnezeu. Și evident, o astfel de recunoștință nu poate decât să-ți aducă bucurie sufletească. Ei bine, iubiți credincioși, poate că viața noastră este de multe ori fără gust. Poate este plină, ca să zicem așa, să fim în ton cu trendul, este plină de eșece. Eșecurile sunt la tot pasul și ne întrebăm, nu cumva lipsește tocmai Hristos din ea? Dacă în familia noastră de multe ori pacea și armonia lipsesc, lipsește respectul, lipsește iubirea, lipsește îngăduința, lipsește iertarea, nu cumva acolo cu siguranță lipsește Hristos? Dacă în societatea noastră continuă să prolifereze minciuna, răul, corupția, nu cumva de acolo lipsește Hristos? Dacă lipsește, poate că El este în barcă, în barca vieții noastre, dar noi nu-L ascultăm. Nu-I ascultăm îndemnul de a arunca năvodul, de a încerca din nou la cuvântul Său. Sau poate că ne invită să înaintăm în larg, dar refuzăm provocarea. Poate că ne invită să mai încercăm, să aruncăm din nou năvoadele, dar continuăm să fim neîncrezători, bazându-ne pe rezultatele anterioare care ne-au descurajat. Oricum ar fi, iubiți frați, să nu uităm că odată ce devenim conștienți de prezența lui Dumnezeu, imediat devenim oameni ai adevărului și recunoaștem adevărata noastră stare, adevărata noastră imagine înaintea lui Dumnezeu, înaintea căruia nu putem merge cu măști, cu farduri. Și îndată ce ne recunoaștem adevărata stare, suntem în condiția ca El să vină și să ne purifice, să ne transforme. Și odată transformați, vom fi disponibili în a colabora, în a deveni martorii Săi curajoși. Așa cum a făcut-o Isaia, iată-mă, trimite-mă pe mine. Sau cum au făcut primii discipoli, îndată au lăsat totul și L-au urmat. Suntem chemați asemenea lui Paul, care a împărtășit cu generozitate din propria experiență a întâlnirii cu Hristos,
să împărtășim și noi celorlalți bucuria întâlnirii cu El. Așadar astăzi, în lumina cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am ascultat, să reconsiderăm, iubiți frați, propria noastră chemare, să reconsiderăm momentul zero al întâlnirii noastre sincere cu Dumnezeu și să reînnoim răspunsul și dorința noastră de a colabora, să-i facem mereu loc lui Hristos în barca vieții noastre, conștienți fiind că prezența sa va da culoare vieții noastre, va da sens tuturor acțiunilor noastre, va da curajul de a merge mai departe în ciuda limitelor pe care le vom fi descoperit, în ciuda neputințelor pe care le vom fi recunoscut, în ciuda păcatului care este o realitate în viața de zi cu zi. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care e de la Tatăl și de la Fiul concede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, așteptând venirea în slavă a Mântuitorului nostru, să-i cerem astăzi harul credinței pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul Măririi, Domnul Păcii, binevoiește a răspândi împărăția Ta pe tot pământul. Binevoiește a da credincioșilor Tăi harul să înțeleagă valoarea marului dar al credinței și să se aducă necontenit mulțumire pentru acest dar. Binevoiește a le da convingere neclintită celor șovăielnici în credință și lumina harului Tău celor care nu Te cunosc. Binevoiește a le da nădejdea fericirii cerești celor mâhniți și celor greu încercați. Binevoiește a ne întări credința că primindu-Te cu iubire în Sfânta Euharistie, Te vom putea întâmpina cu bucurie atunci când vei veni în glorie. Înveselește sufletele celor răposați cu vederea gloriei Tale cerești. Doamne Iisuse Hristoase, care, întrupându-Te din Fecioară, Te-ai făcut asemenea nouă, la venirea Ta glorioasă, fă-ne, Te rugăm, asemenea chipului măririi Tale, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
Magnificat, magnificat, anima mea jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai creat pâinea și vinul ca în slăbiciunea noastră să ne fie întărire. Te rugăm ca ele să devină pentru noi sacrament de viață veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale, și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-Ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, Te laudă într-un singur glas.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfânta Scolastica și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a păcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care i-a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru,
care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ai voit să ne împărtășim cu toții din aceeași pâine și din același potir. Dă-ne, Te rugăm, harul să trăim astfel încât uniți în Hristos, să aducem roade cu bucurie pentru mântuirea lumii, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei. Vă rog să luați puțin loc. Mâine, luni, 11 februarie, este comemorată Sfânta Fecioară Maria de la Lourdes. Totodată este și a 27-a zi mondială a bolnavului. La liturghia de seară ne vom ruga pentru toți bolnavii din parohia noastră. După cum bine știm, la noi în dieceză se obișnuiește ca această zi a bolnavului să fie marcată undeva în luna mai printr-un pelerinaj al bolnavilor la Cacica. Sâmbăta și duminica viitoare vom relua pregătirile pentru prima împărtășanie și pentru Sfântul Mir. S-a terminat vacanța copiilor, va urma îndată vacanța de Paști. Printre atâtea vacanțe se mai face și o leagă de pregătire și școală. Îi îndemnăm pe toți candidații să participe la Sfânta Liturghie Duminicală de la ora 9 și un sfert. Marți, 19 februarie, nu această marți, ci marțea cealaltă, vom relua catehezele pentru tineri de marțea, de după Sfânta Liturghie de seară. Partea a doua a programului videocatehetic Ești ales analizează cele 7 sacramente, cele 7 taine și își propune să răspundă la întrebări ale tinerilor de genul: de ce să spun unui preot păcatele mele? Sau de ce trebuie să merg la liturghie? Cu siguranță părinții dumneavoastră v-ați confruntat în perioada adolescenței copiilor dumneavoastră cu astfel de refuzuri. De ce așadar să merg la liturghie? Ce înseamnă să spui da pentru toată viața? Iată teme interesante care îi pot ajuta pe tine să depășească momentele adolescenței, crizei adolescenței. Așadar, începând cu marți, 19 februarie,
vor fi reluate aceste cateheze. De asemenea, un anunț pe care îl anticipăm, sâmbătă 23 februarie, în Amfiteatrul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, se va desfășura Ziua Socială a Studenților cu tema Scandalul, provocare istorică în biserică. La afișiere se află posterele cu mai multe detalii pentru cei interesați. Evident, intrarea este liberă și gratuită. Continuăm să ne rugăm, iubiți credincioși, pentru buna pregătire, desfășurare a vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în orașul nostru în ziua de 1 iunie. Deja s-au înscris foarte mulți, îi așteptăm în continuare pe cei care doresc să ia parte la acest eveniment istoric, să treacă pe la oficiile parohiilor catolice din Iași pentru a se înscrie pe aceste liste de participare. Și permiteți-mi o mică dădăceală în ideea că trebuie bătut fierul cât este cald, o recomandare pentru momentul împărtășaniei. Ați văzut cu siguranță vin copilașii care încă n-au făcut prima împărtășanie și cu mâinile încrucișate așteaptă o binecuvântare de la părintele. O recomandare este și pentru cei mari. E bine, sigur, devenit cu o atitudine cât se poate de potrivită pentru momentul primirii lui Hristos în Sfânta Împărtășanie. Și, desigur, cea mai potrivită atitudine corporală este aceea cu mâinile împreunate. Sau poate să fie și un adult care se apropie pentru a primi o binecuvântare. Personal, mă strânge în spate când îmi amintesc undeva într-o parohie, la liturghia copiilor, un domn mai în vârstă se apropia și el și se împărtășea. La început mi-a stârnit admirația pentru tenacitatea sa. Duminică de duminică se împărtășea împreună cu copiii, până într-o zi când, trecând pe la biroul parohial, m-a întrebat: Părinte, dar ce e pișcoțelul acela pe care îl dați la copii? Când vă dați seama, era să intru în pământ de consternare. Omul acela știa că vine să ia un pișcoțel. Nici de cum ne apropiem, sigur, cu pregătirea sufletească necesară pentru a ne împărtăși. Și din experiența pe care am realizat-o în străinătate, poate ați auzit și dumneavoastră acolo, ci că toată lumea se duce la împărtășanie. Dacă la noi oamenii mai reticenți față de Sfânta Împărtășanie ne împărtășim mai rar, acolo toată lumea se împărtășește, indiferent dacă e spovedită sau nu, din păcate. Și sigur, confrați de-ai noștri ortodoxi, văzând faptul că toată lumea se duce la împărtășanie, s-au dus și ei să se împărtășească. Și unii preoți străini mi-au spus: uite că se împărtășesc și românii tăi. Și am explicat că, desigur, în Biserica Ortodoxă este practica aceasta, cine nu se împărtășește pentru că nu s-a pregătit cum se cuvine, prin post, prin rugăciune, poate primi la sfârșit acea pâine binecuvântată, acea anafură, care este total diferită de Sfânta Euharistie. Așadar, să nu confundăm lucrurile. Nu e vorba de pișcoțel, e vorba de Sfânta Împărtășanie. Este vorba de taina tainelor, prezența lui Hristos reală în Sfânta Împărtășanie. Prin urmare, se cuvine o atitudine cât se poate de demnă și, desigur, conștientizarea acestei primiri. Vă doresc să aveți o duminică binecuvântată și o săptămână în care să vă bucurați de pescuire minunată. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. S-a sfârșit, mergeți în pace.